Accidentul a avut loc la intrarea în municipiul Arad pe linia care leagă orașul de comuna Ghioroc vis-a-vis de un centru comercial. Primul tramvai era staționat din cauza faptului că nu mai avea curent, iar cel al doilea a venit în mare viteză. La un moment dat, vatmanul a sesizat că a rămas fără frâne. Impactul a fost unul deosebit de violent. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Călătorii au tras o sperietură zdravănă. M-am pomenit în spatele ăsta. A intrat mai în ăsta. Vatmanul spune că nu are frâne. N-au mai avut frâne. Da. Și m-am lovit puțin la mână. Așa se circula la noi, n-a fost curent, dar ăla avea curent și n-a mai avut frână, din câte am înțeles. Da? Așa ceva nu se poate și ne lasă de jumătate de ceas aici în... Nu e adevărat. Am fost chiar lângă Batman, nu știu ce s-a întâmplat. Am sărit numai dintr-o dată, o sărit copilul după scaun, nu știu ce s-a întâmplat. Fum, praf, nu știu, teroare. Ambulanțele au ajuns de urgență la fața locului pentru a acorda îngrijiri medicale. Eram opriți pentru că nu era curent și din spate ne-o lua din plin. M-a simțit, am văzut că zburau scaunele pur și simplu din tramvai. Asta e. V-ați răbit tare? Destul de tare. Tehnicienii ai companiei care au ajuns la fața locului spun că a fost vorba despre o cădere de tensiune, iar tramvaiul aflat în față s-a oprit brusc, în timp ce a doua garnitură a rămas fără frâne funcționale. Am avut o lipsă de tensiune de la rețeaua de contact. Tramvaiul a rămas fără tensiune. Ca atare a rezultat impactul. Din primele cercetări efectuate la fața locului, e vorba de un accident de circulație în care au fost implicate două tramvaie. Se pare cauza principală ar fi nepăsarea unei distanțe suficiente în mers. Ambele circulau în acea direcție de deplasare. În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, se pare ușor. Urmează să ne identificăm la Spitalul Clinic Județean Arad să vedem starea exactă a acestora. În urma impactului, trei pasageri, doi adulți și un copil, au acuzat diverse dureri și au fost transportați la Spitalul Județean pentru investigații. O echipă a companiei de transport efectuează cercetări pentru a stabili exact cauzele accidentului.